licență pentru rom. Pentru rom, mai ai, unguri. Păi dacă au cerut, ne-am dat. Veniți, cereți și vă dăm. Nu, păi de aici, ce-a sunt? Dar știți că sunt foarte mulți. Chiar să-l încurajăm. Știm că sunt, da, știți? Folosesc termenul țigan. Știm că este interzis de lege, dar și la radio, dar rasism auzim și dați cu oameni azi. Nimeni nu zice nimic. Dar noi nu amendăm, dar trebuie să înțelegeți că noi nu amendăm politicienii. Noi doar radiodifuzorii amendăm, dacă nu pun stop. Și atunci, dacă nu pun stop. De ce nu l-a niciodată? Pe ce? Pe ce? Păi au emisiunea asta, cum se numește, doamne? Nu, 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 cu Dan Lecu. Așa, și totdeauna aș găsesc să prezinte miscenete în care romii sunt prezentați în ultimul moment. Cele mai urmă este noi, stereotipuri. Polițiștii nu sunt o minoritate protejată de lege, înțelegeți? Asta e diferența. Te-ai comparat cu poliții. Nu, n-au legislație. O să vizionăm împreună. Da, 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 a fost un caz chiar cu Adriana Vagmuțeanu în mijlocul evenimentului. Da, haideți, vă aștept sus. Deci, până se repară partea cu tehnica, că avem o mică problemă. Bun, deci asta este fața CNA-ului, pentru că CNA-ul a trebuit atitudine față de modul în care romii sunt reflectați în televiziuni și în posturi de radio. Faptul că de ori de câte ori se spune despre țigani în mod periodic la televizor, CNA-ul nu sancționează posturile de televiziune. Eu nu știu niciun fel de sancțiune acordată posturile de televiziune, pentru că s-a folosit țigani în mod periodic, pentru că romii au fost bajocoriți, pentru că s-a spus etnia infractorilor, ceea ce este ilegal, by the way, ceea ce, mă rog, cred că avem o problemă cu această discuție. Doi, promovarea artei și culturii romilor. Da? Este în mod normal caricatural. Adică vorbim de caricaturi, producții culturale. Vorbim de maneliști care sunt burtoși, nu? Că asta, așa da. Se citează. Vorbim de muzică interioară, nu ca la noi muzica adevărată. Deci asta este de fapt, asta e motivul pentru care protestăm fața CNA-ului, ca CNA-ul să ia atitudine față de televiziune și posturi de radio care încalcă demnitatea romilor. Și acum vă invit să strigați cu mine. Demnitatea romilor! 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 Trebuie să mai spunem CNA-ului că noi romii din România, puțin că suntem aici, pentru că nu avem capacitatea să ne organizăm precum partidele politice sau ce mii de oameni cu autobuze când
face domnul din buton așa. Pentru că avem capacitate limitată, suntem puțini. Dar totul ține de modul în care statul român, inclusiv CNA-ul, își tratează cetățenii. Pentru că noi suntem cetățenii români. Și eu vă arăt, sunt convins că aveți și voi dovezile astea. Ia uitați-l. Suntem cetățenii români. Corect. Iar drepturile noastre știți care sunt? Cum sunt țiganii reflectați în presă, nu țiganul, cum se spune. Da? Romii au drepturi în România? Da. În lege, da. Drepturi egale! 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 Ce spune rasiștilor? Pentru că în mass media am văzut de foarte multe modale jurnaliști care discriminează romii fără nicio problemă, care spun stereotipuri fără nicio problemă. Atunci să ne spunem, arăsăl! 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 Unitatea romilor, optica rasiștilor! Unitatea romilor, optica rasiștilor! Unitatea romilor, optica rasiștilor! Unitatea romilor, optica rasiștilor! Acum sperăm ca Maria să ne și microfonul ca să audă și CNA-ul. Oricum am zis că ne primesc într-o delegație să discutăm cu dumnealor. Dar subiectul este toată. Rasismul promovat prin mijloacele audiovizuale. Și din păcate este o constantă a rețelelor sociale. De fiecare dată când ne uităm la televizor, este imposibil să ne auzim politicieni burtoși, nu? Da? Apropo de manelici burtoși, care spun, doamne, ne țigărim aici, ne putem ca țiganii. Adică ce înseamnă asta? Ce vă să rău. Spună când spun ne putem ca țiganii? Adică ne putem ca inferiori. Adică noi, romii, etichetați țigani, suntem în mod automat cum? Inferiori, suntem mai pe jos, suntem răi, suntem... Bun. Și ce ar trebui să facă atunci CNA-ul? Pentru că ce face CNA-ul? Nu? Veghează ca posturile TV să respecte legea. Ca posturile de radio să respecte legea. Păi atunci să o respecte. Să-și facă datoria. CNA, doamne! Și nu mai sta. Bun. Deci, de aici nu ar trebui să plecăm fără o promisiune clară din partea CNA-ului. Că vor monitoriza posturile TV. Că vor sancționa orice derapaj discriminatoriu la adresa romilor, indiferent de modul în care se face, indiferent de divertisment, a fost o emisie TV mai de mult la un post celebru în care se vorbea despre rai și cum țiganii au fost izgoniți din rai pentru că furau. În afară de modul caricatural, auzi țigani că ce se face despre rom. Asta este imaginea pe care o promovează mass media în ceea ce privește romii. Nu o să vedeți, nu știu, o femeie intelectuală romă. Nu o să vezi un meșteșugar rom. Nu o să vezi alte tipuri de rom care duc contribuții la societatea noastră. Vedeți caricaturi. Și asta pentru că CNA-ul nu-și face datoria. Așa că trebuie să spunem CNA-ului, fă-ți datoria! 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 Vrem amenzi fără număr! CNA-ul asta ce se facă? Să dea amenzi fără număr pentru că așa cum o să reflectați romii în presă astăzi, asta trebuie să facă. Amenzi fără număr! Auzit o fel de amenzi pentru că poliției se jignesc între ei. Auzit o fel de sancțiuni ca să dau posturi TV pentru nu știu ce subiecte. Foarte bine că se întâmplă asta. Pentru spațiu publicitar, ok. E foarte bine că se întâmplă asta. Dar când vorbim despre romi, zero, zero sancțiuni. Păi nu este momentul oare ca CNA-ul să conștientizeze că nu aplică legislația? Nu este momentul ca CNA-ul să protejeze cetățeni români care întâmplător s-a născut rom? Vă întreb? Da! Vrem amenzi! Vrem amenzi! Vrem amenzi! Pentru posturi TV! Nu, vrem ca CNA-ul să-și facă treaba! Vrem amenzi? Vrem amenzi! Bun! CNA, nu uita! Asta e și țara mea! CNA, nu uita! Asta e și țara mea! CNA, nu uita! Asta e și țara mea!
Muzica romă, vă place? Da. Ați văzut la TV cum se portretizează muzica romă, nu? Avem totdeauna un mod de a prezenta așa, adică, domne, chiar dacă ne place, știți, muzica voastră cu purtoșii, cu lanțurile, cu... se referă la manele special. Vorbim pe rom, automat ne gândim la manele. Deși romii au, cum să spun, un spectru mult mai larg. Avem aici unde este Aurel de la Mahala Rai Banda. Un fel de muzică. Avem nenumărați lăutari care nu apar pe posturile TV. Avem nenumărați artiști romi a căror artă rămâne underground. Rămâne pentru public izolat. De ce? Pentru că nu sunt promovate. Ce să facem ca să fie promovați? Păi să devină exotică. Să devină atractivă. Să vândă. Și cum facem ca arta romă să vândă? CNA-ul să recomande posturile TV să promoveze artă romă, artă și cultură romă. Pentru că în felul ăsta, România va ști spre noi. Nu va ști că romii sunt doar hoți, cum se prezintă pe posturile TV. Nu va ști că romii sunt doar infractori, așa cum se prezintă pe posturile TV. Nu va ști că romii au doar lanțuri și burs mari, cum începem. Bun. Protestăm! 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 Protestăm!